Au trecut aproape 50 de ani de când s-a așezat temelia unei unități ce avea să slujească învățământului. Din 1976 și până în 1992, aici s-au format oameni care să ajute semenii în suferință, dobândind profil sanitar. În continuare, după această glorioasă perioadă, aici s-au format oameni extrem de importanți. Dascălii de aici au sădit alături de copiii Târgoviștei și Dâmboviței o cale frumoasă către un viitor productiv. Aici, astăzi, Liceul Teoretic Petru Cercel reprezintă cu mândrie învățământul mileniului 3. Pentru asta, directorii acestei instituții au avut susținere de la cadre didactice, reprezentanței altor instituții cărora le pasă de viitorul copiilor. Actuala conducere a început discursul aniversar cu sincere mulțumiri pentru toți cei menționați. Pragul celor 25 de ani marchează nunta de argint, pentru că argintul simbolizează înțelepciune și trăinicie, fiind perfect pentru a reprezenta valorile care unesc instituția noastră, valori care ne-au ajutat să depășim împreună greutățile și să consolidăm o școală puternică într-o lume competițională în care colegiile reprezintă prima opțiune pentru absolvenții de ciclu gimnazial. Liceul Teoretic Petru Cercel, demn urmaș al brandului național numit Liceul Sanitar, 48 de ani de atestare, a încercat să-și croiască propriul drum, propria identitate, oferind elevilor un învățământ de calitate, o valorizare la maximum a propriilor calități, formând caractere frumoase și oameni de valoare. Din punctul meu de vedere, principalul atu al liceului nostru reprezintă dezvoltarea socio-emoțională a elevului, descoperirea calităților care îl fac unic, dezvoltarea încrederii în sine, siguranța drumului și bucuria că la capătul celor 4 ani petrecuți împreună, elevul se regăsește sigur pe el în această lume aflată într-o permanentă schimbare. Nu am fi reușit acest lucru fără ajutorul dumneavoastră, dragi profesori, dragi foști directori, fără susținerea comunității locale, reprezentată de primărie, Consiliul Local, Consiliul Județean, fără îndrumarea Inspectoratului Școlar Județean. Foști directori, foști dascăli, cu toții au sărbătorit cu emoție, iar seria de mulțumiri care a urmat le-a fost adresată. Să adresez câteva mulțumiri speciale doamnelor, domnilor, foști, actuali și poate printre dumneavoastră și viitori directori acestei instituții de învățământ. De asemenea, mulțumiri profesorilor care simt eu că cu zi ce trece își doresc din ce în ce mai mult ca Liceul Petru Cercel să intre, să zic, în top 3 dâmbovițean și ne dorim și noi acest lucru, atât cât putem sprijinim și noi, dar trebuie să fim imparțiali. Și nu în ultimul rând, la mulți ani elevilor. Oaspete al evenimentului a fost și primarul Cristian Stan, care a ținut să-i felicite pe directori, profesori și elevi, să le ureze succes în continuare, dar să-i și asigure de sprijinul său. Sunt onorat să fiu în mijlocul dumneavoastră. La mulți ani, dragi profesori, la mulți ani, dragi elevi, la mulți ani, onorați invitați, pentru că nu e așa, este o sărbătoare a educației târgoviștene și sunt foarte bucuros să fiu în mijlocul, iată, suflării unei unități de învățământ de referință din municipiul Târgoviște. După ce au trecut emoțiile profesorilor și ale invitaților, au urmat cele ale bobocilor, care și-au demonstrat talentele și abilitățile în lumina reflectoarelor pe scena balului bobocilor al Liceului Teoretic Petru Cercel 2017. Bobocii au creat un frumos spectacol care va rămâne în amintirea tuturor și ei sunt norocoșii care timp de 4 ani de zile, de acum înainte, se vor bucura de o atmosferă plăcută, unde este presărată puțină exigență din partea profesorilor, dar și seriozitate și multe eforturi. La mulți ani, Liceul Teoretic Petru Cercel din Târgoviște.